Eu o să vă vorbesc foarte mult astăzi despre dezvoltarea abilităților de joc ale copilului cu autism și sindrom Down. În momentul în care se naște, orice om, absolut orice ființă umană, dispune de o inteligență. Oamenii sunt ființe sociale și caută un loc în comunitatea din care fac parte. Ființele umane sunt și se nasc cu un anumit tip de inteligență și, în același timp, sunt ființe creatoare. Pentru mine contează foarte mult în relația mea cu familia copilului cu dizabilități. Eu plec de la ideea că, la fel cum copilul, în mod obișnuit, este o ființă socială care are nevoie să aparțină unui grup, de ce copilul cu dizabilități n-ar avea această nevoie? Deci este înnăscută, este primordială. Nu există copii răi și nu există copii obraznici. Ci există copii descurajați. El consideră că fiecare om care se naște pe lumea asta simte nevoia să contribuie și să fie util celor din jurul lui. Descurajați de, poate de dizabilitatea lor, poate de mesajul pe care îl primesc din partea celor din jur, că ei nu sunt ok. El spune că orice ființă este ok. Atâta timp cât îi dau posibilitatea să aparțină unui grup, cât îi dau posibilitatea să-și găsească locul în grupul respectiv, ca fiind copilul care aranjează, de exemplu, scaunele într-o clasă, dar el știe că ăsta este locul lui și este foarte bucuros să aibă această responsabilitate, atâta timp cât îi las să-și manifeste inteligența și îi încurajez și atâta timp cât îi las liber arbitru. Un copil cu dizabilități să aibă succes și nu eșec. Are nevoie, în primul rând, să se conecteze. Conectarea este despre a fi împreună cu ceilalți sau a fi izolat. După care are nevoie să fie, să se simtă capabil. Și atunci când spun eu pot, nu înseamnă că eu pot la fel ca ceilalți, ci doar am nevoie să am sentimentul că pot. Eu pot să evoluez. Ca el să aibă succes, are nevoie să aibă, să simtă că contează pentru ceilalți. Asta înseamnă, eu sunt util. Adler spune că oamenii se nasc cu un sentiment de inferioritate, trec de obicei de la minus la plus. Și o să vă spun câteva lucruri legate de treaba aceasta. Okay. Când copiii vin pe lume, cum se nasc? Goli. Ok? Noi suntem îmbrăcați și ei se nasc goli. Este primul sentiment de inferioritate pe care ei îl simt sau îl percep la un moment dat. Apoi ei văd, de asemenea, că toți ceilalți din jurul lui știu lucruri și vor să le învețe lucruri. Iar la un moment dat, ceea ce știu ceilalți și vor să le învețe ceilalți, este mult mai mult decât el poate gestiona, percepe, discrimina, sentimentul este, sau poate să devină, că este inutil. Da? Și în acel moment, eu pot să trec de la minus la plus. Ce la minus? Dacă mă simt util, da? Simt că pot și sunt împreună cu ceilalți, dar pot să fiu pe minus și să îi provoc pe ceilalți pe mine. Copiii cu autism nu sunt conștienți de diagnosticul lor, de dizabilitatea lor și sunt extrem de fericiți în lumea în care ei și-au creat-o. Ei nu înțeleg de ce noi vrem să-i scoatem din această lume minunată, absolut fantastică, în care trăiesc ei, și să îi introducem într-o lume în care pe care e greu să o înțeleagă. Când o să vedeți într-o grupă de copii, un copil care face tot felul de, apelează la tot felul de comportamente negative, este pentru că este un copil descurajat, pentru că nu este pus în situația de a fi util în grupa respectivă, pentru că nu crede că poate să fie util și pentru că crede că el nu poate. Și fiecare dintre noi, în decursul vieții, la școală, aveam câte un bufon 2-3 al clasei. Este un copil, în primul rând, descurajat. Dacă eu înțeleg că el este un copil descurajat, următorul pas este să mă conectez cu el, să-i arăt că el este valoros într-un fel sau altul, să stau de vorbă cu el și încetul cu încetul să-i găsesc exact acele puteri pentru a fi valoros și a contribui la fel ca ceilalți oameni. Egalitate. Da? Sentimentul de a te simți egal lângă ceilalți, indiferent de
studii, origine, rasă, dizabilitate. Cum îi facem noi pe ceilalți să se simtă egal? Cum să-l fac eu pe copilul cu autism sau sindrom Down să se simtă egal cu mine? Trebuie să-mi pun o întrebare ca părinte, ca terapeut, ca și cadru didactic. Deci cum îi arăt eu că nu-i sunt superior și nu sunt nici deștept și nu sunt nici atot știutor, ci sunt egal cu el, ca el să crească alături de mine. Pentru că uneori ei nu simt nevoia să crească, să evolueze lângă noi, pentru că noi, în loc să desenăm o muzgălitură pe foaie, noi îi facem direct o floare. Și atunci el vede floarea aia perfectă și spune, eu nu pot. Okay? Dar dacă vede o muzgălitură pe foaie, o să zic, ok, cred că pot și eu o primă fază muzgălitură. În felul ăsta pot să mă conectez cu el. Cum încurajăm? E foarte ușor să descurajăm. De multe ori, e important să luăm în calcul ceea ce spunem, cu ceea ce facem și cu non-verbalul nostru. Pentru că atunci când lucrez cu un copil cu dizabilități, nici nu vă puteți imagina, sau cu siguranță că cu toți ați intrat în contact cu ei, cât de descurajat se poate simți un copil lângă tine, în momentul în care îi dai o sarcină pe care el simte și crede că nu o poate face. Dacă îi dăm 3 sarcini în ora respectivă sau 4, pentru că noi considerăm că asta este bine pentru el, fără să ținem cont și de nivelul lui, și de dezvoltarea lui, și de felul în care poate el să fie capabil, pentru asta trebuie să-l cunoaștem foarte, foarte bine. Să-i cunoaștem foarte bine care sunt dorințele, capacitățile lui, abilitățile lui. Asta înseamnă că o vreme trebuie să le observăm, înainte de a ne lua noi sarcinele și a spune asta trebuie să faci, să înveți culoarea roșie, sau trebuie să înveți imaginea asta, sau trebuie să potrivești, sau trebuie să așa. Ideea este că orice copil învață prin joc toate lucrurile astea. Ori marea majoritate a terapiilor pe care eu le-am întâlnit până în momentul a pleca în Israel nu erau despre joc, ci erau despre programe de terapie pe care copilul trebuie să le facă fără ca acel copil să aibă liber arbitru. Deci nu e despre copil, e despre ce vreau eu ca terapeut să-i arăt lui și despre faptul că el trebuie să se supună. Ori de aici, unii dintre noi ne supunem în viața de zi cu zi, alții dintre noi ne supunem mult mai greu, pentru că suntem personalități, pentru că suntem unici în individualitatea noastră și că acele programe funcționează foarte bine pentru anumiți copii conformiști și chiar le dă un sentiment de încredere, pentru că pot anticipa cel puțin la copiii cu autism ce urmează să li se întâmple, știu că vor primi recompensa, știu că urmează să potrivească, știu că urmează să denumească și se conformează, însă nu o fac pentru că se simt conectați, nu o fac pentru că se simt capabili și nici pentru că contează pentru noi, ci pentru că noi avem o lecție pe care ei trebuie să o învețe. Terapia noastră se numește holistică. Noi promovăm foarte mult la cabinet terapia de cuplu, terapia individuală și terapia de familie, terapia fraților și surorilor, în afară de terapia copilului cu autism. Pentru că terapia holistică spune nu scoate copilul din contextul în care s-a născut. Pentru că dacă scoți copilul din contextul în care s-a născut, înțelegi foarte puțin despre el. Înțelegi doar comportamentele lui, fără să știi ce generează aceste comportamente. Părinții care sunt dificili sunt părinți descurajați. Sunt părinți care nu-și găsesc locul în lumea aceasta. Pentru că din momentul în care ți-ai născut și ai dat naștere unui copil cu dizabilități, te simți la marginea societății. Trebuie să faci eforturi disperate să te poți integra tu ca familie și apoi copilul în sine. Și că dacă copilul este integrat în felul lui și trăiește într-o familie normală, de ce n-ar putea să trăiască într-o comunitate normală? Abordarea holistică a problematicii copilului. Mă uit la relațiile pe care le dezvoltă el și felul în care el se poartă în lume cu ceilalți copii și mă uit în primul rând la nevoile lui. Deci fiecare dintre copiii evaluați au nevoi diferite. Ce este autismul? Este în primul rând o tulburare. Tulburare. De dezvoltare. Neurobiologică, pentru că creierul copilului cu autism se dezvoltă diferit față de creierul copiilor. Creierul copilului cu autism este destructurat, este haotic. Destructurarea
Și faptul că el nu face conexiunile la fel cum le facem noi în mod obișnuit, îl face pe acel copil să aibă ce? Când nu am o structură în creierul meu, ce arăt în afară? Ce fac ei în mod obișnuit? Ordine. Ordine. Sunt tipicari, sunt rigizi, aliniază, fac același lucru de fiecare dată pentru a crea un echilibru între dezordinea din creierașul lor și dezordinea din afară, sau poate ordinea din afară pe care o percep, nu știm cum o percep ei, da? Când vină dificultăți mari, fundamentale, în relația cu oamenii, da? Este o tulburare de atașament, pentru că el nu înțelege cum să se atașeze de ceilalți. Este o problemă de tulburare senzorială. De ce o tulburare senzorială? Întâlnim tulburări senzoriale și la copiii cu sindrom Down. Da. Mulți dintre da. Ei sunt tulburați din punct de vedere senzorial, dar haideți să o definim un pic. Integrarea senzorială înseamnă atunci când stimulii din interiorul corpului tău sunt în acord cu stimulii din mediu și tu poți să-i gestionezi și să-i traduci pentru a-ți echilibra senzațiile de somn, frig, mare, mic, percepția corpului, ceea ce văd, cu ceea ce simt, cu ceea ce aud. Pentru copii, în general, vorbitul nostru înseamnă ei nu disting. Eu am spus una, alta, alta și că ceea ce spun e mișcarea mea, dragi participanți, acum o să vedem un film și mea voastră, cum de înțelegeți? Pentru că aveți reprezentarea în minte a ceea ce înseamnă film, a ceea ce înseamnă eu mă duc acolo. Dar toate secvențele astea pe care eu vi le spun, dumneavoastră le decodați verbal. Copilul cu autism are o tulburare de integrare senzorială în sensul că nu vede legăturile. Nu vede legătura între ceea ce spun, ceea ce simte, ceea ce vede, poziția lui în spațiu. Pentru el toate acestea sunt lucruri extrem de necunoscute. Dar de ce credeți că a fost bine primit în clasă? Ce a făcut mama lui? Mama lui a spus așa. Cum schimb eu mentalități? Deci mi-e greu să le spun părinților, dar eu o să mă duc la ședința cu părinții și o să mă ridic în picioare și o să spun așa. Dragi părinți, eu sunt mama lui copilul cu autism și așa mai departe. Și o să le spun despre cum acest copil are nevoie de ceilalți pentru a se dezvolta. Pentru că el nu poate să învețe comportamente pozitive decât de la oameni normali. Pentru că dacă îl duci între 2-3 copii care sunt la fel ca el, el nu are un model de normalitate, ci are un model de anormal, oricare ar fi acel anormal și imic. Adică, pozitiv însemnând ce ar putea să fie când tu vii cu un copil care trântește scaune, mușcă, pozitiv. Ce ar putea să fie pozitiv? Cum pot eu să-i spun educatoare că asta este pozitiv? Și că asta e în regulă, pentru că oricât ai lucrat în camera de terapie, sunt dificultăți majore în integrare în primă fază. Pentru că îl scoți din mediul lui de control în camera de terapie și îl aduci într-o cameră, ia uitați, asta nu este o cameră pentru un copil cu autism. Pentru că sunt mult prea mult stimul. O cameră pentru un copil cu autism ar însemna o cameră goală și puțin stimul în jur, ca să-i poată decoda și să-i poată pune în cutiuțele lor. Și copilului cu autism, eu nu pot să mă duc și să-i spun, doamna învățătoare, știți, copilul cu autism nu are nevoie de toate lucrurile astea, ci trebuie să mă duc să-i spun, doamna învățătoare, știți cât vede copilul autist din camera asta? Știți cât vede? Vede numai aia de acolo acum. Da? Pentru că celelalte nu poate să le vadă că sunt prea multe. Și dați-i timp, doamna educatoare, să înțeleagă ce vede mai mult din camera de terapie. Și asta înseamnă să dureze câteva luni din grădiniță, astfel încât el să înțeleagă rutina zilnică. Adică, el nu înțelege din prima că acum copiii se spală, că acum copiii merg la masă, că acum copiii se joacă și apoi că vine mama să te ia sau te duc eu acasă ca însoțitor. Ce are nevoie de minim o lună jumate, două de expunere la acest program pentru ca el să înțeleagă rutina zilnică. Este primul curs la care și-am participat la destul de multe, din 2006, la care am considerat abordarea aceasta pornind de la copil. Și abordarea copilului prin joc, prin și nu, forțat. Nu forțat. Deci copilul să poată să facă, să aibă succes, dar nu forțat. Și atunci, normal că rezultatele sunt mult mai... mult mai bune, mult mai mari. Sau cel puțin se ține cont de ceea ce simte copilul.
Pentru noi a fost ceva extraordinar să aflăm că mai există soluții, mai ales că din ceea ce ne privește, copilul cu sindrom Down are nevoie, în primul rând, de afecțiune. Asta contează foarte mult. Noi facem terapia ABA de vreo 4 ani de zile, dar am ajuns la concluzia că avem anumite goluri pe care nu le putem umple. Care asta de a, de a aduce spiritualul în viața de zi cu zi. E atât de greu să vezi în ziua de astăzi oameni care încă să mai creadă. Într-o dată să vadă asta puțin, adică nu disciplinează nimeni copilul. Da, este ceva greu și pentru mine ca mamă. Pentru că apropo de credințe, apropo de ceea ce am fost învățați și ceea ce ne învață societatea, este că trebuie să ne conformăm cu ceea ce ne întâlnim și cu activitatea zilnică care trebuie să fie într-un oarecare standard. Ce mi-a plăcut foarte mult și ce am căutat, ceva nou am găsit, mi-a plăcut foarte mult stimularea pozitivă. Mi-am dorit foarte mult să vii aici, să se întâmple asta și în București, să mă simt așa ca un facilitator și cred că e minunat ce se întâmplă și ce faci. Îmi folosește foarte mult.